în acea mare agitație, atunci când oamenii nu se mai gândeau deloc la Iisus Hristos, a venit Mesia. A venit Domnul. Evreii aveau promisiuni și nu numai înainte de a fi poporul acesta evreu. Cuvântul lui Dumnezeu a spus de la cartea Genezei că va veni Fiul lui Dumnezeu pe pământul acesta, născut printr-o femeie, din sămânța femeii, și El va zdrobi capul șarpelui, îl va zdrobi pe cel rău. Și uite-te că s-a împlinit acum promisiunea. Au așteptat generații de-a rândul evrei pentru că la ei trebuia să vină. Biblia spune, Ioan a venit la Israel, Domnul era evreu. Pentru că așa a hotărât Dumnezeu, era poporul lui Dumnezeu, era ceea ce a ales Dumnezeu. Și au așteptat ani de zile, mii de ani au așteptat, în fiecare generație. Marele preot se gândea, probabil în timpul vieții mele va veni Mesia. Probabil în timpul vieții, când eu voi fi rotar, se va naște Mesia. Probabil oamenii care erau acolo, când Zaharia trebuia în templu, au văzut vitrinia aceea cerească și când a ieșit omul acesta afară și n-au mai putut vorbi, s-au gândit, trebuie să vină Mesia acum. Sau pe timpul lui David, pe timpul lui Solomon, pe timpul când evreii au fost dus în robie și împărații aceia străini cereau tot felul de lucruri neîngăduite. Atunci când babilonienii au pătruns în Ierusalim și au distrus cetatea aceasta, au distrus templul lui Dumnezeu, toate evreii spuneau, acum vine Mesia. Vine să-i prăbădească pe oamenii ăștia, vine să prăbădească neamurile astea. Și n-a venit Mesia. N-a venit nici atunci când s-au întors din robie. N-a venit nici atunci când din nou s-a reconstruit pe vremea lui Zorobabel templul, n-a venit nici atunci. Și iată că acum, în agitația aceea, forfot aceea, în furnicarea acela mare de oameni din Imperiul Roman, Dumnezeu, spune Biblia, în împlinirea vremii hotărâtă de El, a hotărât să-L trimită pe Domnul Iisus Hristos. Acum haideți să ne gândim la ceea ce se întâmplă astăzi. Noi așteptăm pe Domnul, amin? Amin. Așteptăm să vină să ne ducă în împărăția Lui. L-au așteptat părinții noștri, l-au așteptat bunicii noștri, l-au așteptat străbunicii noștri, l-au așteptat oamenii în fiecare generație pe Domnul. Și n-a venit în timpul generației care a trecut. Și noi așteptăm pe Domnul. Și acum ne uităm la semnul acesta care se împlinește astăzi în fața noastră. Uitați-vă ce mare forfotă este astăzi în lume. Uitați-vă ce mare agitație este astăzi între tot ceea ce se vede, în sânga ce dreaptă. Nu numai românii, pentru că așa intră în comunitatea europeană și au dreptul să circule acum liber. Nu numai ăștia se agită, nu numai ăștia circulă. Circulă toți și americanii și englezii și nemții și francezii, toți circulă. Toți se agită, toți pleacă dintr-o parte în alta. Parcă mai mult ca niciodată, lumea, aeropoartele, toate astea sunt bine. Și de vreme, când au mai fost lucrurile astea? Poate în timpul războiului mondial, poate în primul război mondial, poate înainte. Dar acum ca niciodată, agitația aceasta e mai mare. Acum ca niciodată, lucrurile este libertatea aceasta de a trece, de a te duce dintr-o parte în alta. Și nu ești mulțumit în România, și pleci în Anglia. Și nu ești mulțumit aici, și te duci în America. Și nu ești mulțumit acolo, și te duci în altă parte. Și te duci în Australia, și de acolo nu te duci. Te duci înapoi și o ia de la capăt. Și oamenii merg. Și se duc dintr-o parte în alta. Cine se gândește în timpul ăsta că Domnul Iisus Hristos trebuie să vină? Poate ne-am gândit că Domnul Iisus Hristos trebuie să vină atunci când am stat așa în zile sfinte de post, de rugăciune, atunci când nimeni nu mai mișcă, atunci când toți suntem atenți, toți ne gândim la Domnul, toți ne gândim la cercetarea Lui. Dar acum, când aproape nimeni nu se mai gândește, foarte puțin, în comparație cu mare număr de oameni care există pe pământ, 6 miliarde de oameni, cât se mai gândesc dintre ăștia că Domnul Iisus Hristos trebuie să vină? Și în mijlocul acestei frământări, în mijlocul acestei forfote, vine Fiul lui Dumnezeu. Vine pentru că e scris despre El că o să vină. Și biserica mai așteaptă? Fraților, asta au predicat-o și părinții noștri. Asta a predicat-o și Apostolul Pavel. Și Apostolul Petru a predicat lucrul acesta. Dar vreau să vă spun că tot ceea ce este scris în Scriptură, tot ceea ce se întâmplă după ceea ce este scris în cartea aceasta, se întâmplă în timpul generației noastre. Se întâmplă în timpul zilelor noastre. Domnul vine. Amen. El este gata să vină. El este gata să strige cu trâmbița aceea lui Dumnezeu. Și-a rangelul acela să sune pe mării cerului. El vine. Așa cum a venit atunci, în mijlocul acelor oameni care nu se gândeau la Domnul. Pentru că un alt semn care vorbește despre venirea Domnului este că așa cum s-a întâmplat atunci, că ne uităm ce s-a întâmplat atunci și la ce se întâmplă acum.
Atunci, în timpul acela, nimeni nu se mai gândea. Foarte puțin se gândeau. Uitați-vă că nici preoții, nici ăștia care aveau legea în mână, nici ăștia nu se mai gândeau. Pentru că spune Biblia că Irod i-a chemat. Și ei au mers la cărți să vadă ce scrie cărți. Cărțile nu mai erau în mâinile lor. Legea nu mai era în mâna preoților, pentru că nu se gândea că în timpul ăsta vine. Acum când romanii ne-a supresc, acum când toate lucrurile astea sunt date peste cap, acum să vină. Păi cum m-a venit atunci când a fost pace? M-a venit atunci când erau liniște? Acum cu casele spline, arcii spline, acum să vină Domnul? În momentul acesta cel mai nepotrivit să vină Iisus și vă spuneam de dimineață, atunci când oamenii n-au fi conceput, dacă eu trebuia să programez venirea Domnului Iisus Hristos în lume, zic asta așa, prin absurd, dar dacă eu ar fi trebuit să o programez, tot programam atunci. Doamne, lasă să vină Iisus când toți se liniștiți, când fiecare e la casa lui, când copiii sunt acasă, când toate uițele spune, nu când toți sunt plecați de acasă. Dacă nu găsește băla, dacă nu găsește, dacă unii nu sunt pregătiți, ce se întâmplă? Și chiar așa se întâmplă. Preoți erau nepregătiți și așteptau de sute de ani. Farisei erau nepregătiți. Ierusalimul era nepregătit, spune Biblia. Nimeni nu era pregătit atunci. Era pregătită Maria. Și era pregătit Iosif. Și erau pregătiți păstorii pe câmpia Betleemului. Ăștia erau pregătiți să întâlnire pe Mesia. Pentru că ăștia s-a arătat Iisus. Și mai erau niște mași care erau din depărtare. Că ei erau pregătiți să aștepte pe Mesia. Dar ceilalți, poporul lui, așa nu erau pregătiți. Astăzi, tu ești pregătit să vină Iisus? Oamenii spun că Domnul nu mai vine. Așa au spus și pe timpul lui Petru. Petru în cartea lui, la 2 Epistole, spune în capitolul 3, că sunt unii batjocoritori care se ridică. Ei au auzit? Eu i-am auzit. Erau atunci, cu 2000 de ani în urmă, când Petru era în slujbă, în care lui Dumnezeu. Și sunt și acum. Oamenii aceștia spun, unde este împlinirea vremii? Că de atâta ori, de atâția ani, de atâția mii de ani a spus că vine Iisus și n-a mai venit. Unde e ăsta? Unde e Mesia ăsta nostru care spune, trebuia să vină și n-a mai venit? Și au spus atunci și spun și acum. Și atunci când cei mai mulți spun că nu mai vine, atunci când cei mai mulți spun că totul este gata, atunci când cei mai mulți spun că nu se mai poate întâmpla nimic, cine s-a mai gândit vreodată? Că după 2000 de ani, Dumnezeu o să-i strângă pe evrei din toate țările. Și asta e o realitate. S-a întâmplat în timpul vieții părinților noștri. Cei mai bătrâni, dacă sunteți aici, unii dintre dumneavoastră, în timpul vieții noastre, în 48, în 1948, din toate părțile, spune Biblia, prin proroci, Dumnezeu va vorbi mie zi noapte și va zice, dă-i înapoi, și la mea să zic, dă-i înapoi, și nu-i opri, și la astăzi să vină aici la Ierusalim. Și au venit evrei acolo și s-au adunat. Cine s-a mai gândit la asta? Dar cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Măriți să fie Dumnezeu al lui. Și dacă El a zis că vine după biserică, va veni, fraților, chiar dacă cei mai mulți spun că nu va veni, chiar dacă cei mai mulți spun, aha, că sunt povești, așa numai să stăm cuvinți. Eu nu spun povești numai să stați cuvinți. Sunt un om în toate facultățile mentale. Dacă n-aș fi convins de lucrul ăsta, dacă n-aș trăi în viața mea ceea ce Hristos mi-a dus în lumea aceasta, bucuria împăcării cu El, iertarea păcatelor, salvarea din mocirea lumii, dacă astea nu aș fi simțit în inima mea, n-aș fi aici în seara asta. Ce te ține să stai aici trei ori? Ce te ține să stai aici în grămădeală, în picioare, acolo, să vezi în partea aia la televizor? Cât te ține lucru? Aici ne ține Hristos. E bine, măriți să fie numele Domnului. Că nimeni nu se mai gândește că uite, Domnul Iisus Hristos va veni. Atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, am spus că a găsit pregătit oficial, a găsit-o pe Maria și pe Iosif, care a acceptat lucrul acesta, să îl primească pe Domnul Iisus Hristos. El a venit într-un mod foarte umil, într-un mod foarte smerit, așa ne spune Biblia. A ales-o pe Maria din Nazaret. Fecioara aceasta, m-am gândit de multe ori, de ce a ales-o Domnul pe Maria? Nu erau alte femei acolo în Israel, de ce tocmai pe asta? N-a ales-o Dumnezeu pe Maria ca mai târziu oamenii să se închine în fața acestei femei. Ea însă spune, toate neamurile vor zice, fericită, nu se vor închina înaintea mea. Numai oamenii care sunt străini de Dumnezeu, chiar dacă au legea în mână, numai ăștia spun, trebuie să ne închinăm înaintea ei. Dar nu pentru asta s-a născut Domnul prin Maria, nu pentru asta a ales-o Dumnezeu. Oamenii vin și spun că între noi și Dumnezeu este mijlocitor Maria.
Eu știu că între noi și Dumnezeu este mijlocitor Iisus Hristos, nu Maria. Maria se închină lui Iisus Hristos. Maria împreună cu mine s-a închinat și ea în vremea ei. Acum mă închin și eu și ne vom închina toți când vom fi înaintea lui. Ea nu mijlocește pentru noi. Eu nu trebuie să mă rog ei. Nu pentru asta ales-o Domnul. Oamenii au adus-o la rangul acesta de sfântă pe Maria, au pus acolo în icoanele lor și la Consiliul de la Efes din 431, oamenii au spus, de azi înainte noi ne vom închina la Maria. Oamenii aceștia au aprobat închinarea la Maria și au spus, ea este mijlocitorul între noi și Dumnezeu. Dar nu pentru asta ales. Nu de asta ales-o Dumnezeu pe Maria. Dumnezeu a ales-o pe Maria pentru că spune Biblia, uitați-vă în versetele care s-au citit în această zi, fecioara aceasta era locotită împreună cu Iosif. Fecioara aceasta din Nazaret. Atunci când citesc cuvântul acesta care îi spune Dumnezeu că Maria era fecioară, înseamnă că Maria trăia în sfințenie. Înseamnă că Maria trăia în puritate înaintea lui Dumnezeu. Și de asta ales-o Dumnezeu pe Maria, că era o fecioară care se păstra în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Așa a hotărât el să vină în lumea aceasta. N-a venit printr-un om plin care nu mai avea nimica până la refuz era plin de păcat și Maria era păcătoasă. Dar, spre deosebire de ceilalți, ea era o femeie, era o fată, o fecioară care își păstra sfințenia după legea Vechiului Testament, după legea în care ea s-a născut, după care ea trăia, care îi se cerea. Biblia spune că Domnul a ales să vină printr-o fecioară. Domnul n-a ales-o pe Maria, că era poate de un metru, nici nu știu cum era. Nimeni nu știu. Picturile astea mint. Asta nu spun adevărul. Nu știu dacă era plângă, dacă era slabă sau gras, nu știu cum era. Nu asta s-a uitat Dumnezeu. Oamenii astăzi se uită la asta. Dumnezeu s-a uitat la Maria, că era fecioară, era în sfințenie, trăia în curăție. Atunci când tinerii își aleg astăzi o soție, se uită în primul rând cum arată exterior. Și m-am uitat. Dar cât se mai uită? Cât de pocăit e aia? Cât de pocăit e el? Dacă se roagă, dacă postește, dacă e un copil, o copilă lui Dumnezeu. Să fie frumoasă, să fie frumos, să fie blondă, să fie brunetă, să fie slabă, să fie grasă, să fie așa, asta sunt în mintea celor mai mulți. La Dumnezeu n-a fost așa mintea lui. Dumnezeu a zis, Maria trebuie să fie fecioară, Maria trebuie să fie curată. Trăia în Nazaret, Natanael spunea, atunci când Filip l-a chemat și a spus, noi l-am găsit pe Mesia. El a venit din Nazaret și Natanael a spus, poate să iese ceva de acolo bun din Nazaret? Cetatea aia este cetate nenorocită. Toți știm că cetatea aia, de acolo nimic nu este bun. Era cea mai murdară cetate din Israel. Era cea mai neînsemnată cetate din cauza păcatelor în care trăiau oamenii acolo. Și în mijlocul păcatului, în mijlocul oamenilor compromiși, în mijlocul acelui păcat mare, era o fecioară. Era o fecioară. Și mai ales-o Domnul. Ales-o pe Maria. Pentru că ea s-a păstrat, ea era curată. Maria nu era la templu. Maria nu era fata marelui preot. Maria nu era fata unui fariseu de acolo care ai zis, Doamne, dar asta da, toată ziua pe aici pe lângă templu, ce să putem lăsa? Dar ea să mergi la una care nu știe nimica, ci toți în jurul lor, în jurul ei, îți numai în păcat și numai în dezmăt și numai în destrăbălare. Să vezi să mai păstrează? Uite că Maria s-a păstrat. Maria s-a păstrat. Și Domnul a hotărât să vină printr-o picioară curată. Printr-o fată, printr-o femeie care s-a păstrat. Așa a hotărât să vină în lumea aceasta. Pentru că acum când va veni a doua oară, Domnul Iisus Hristos va veni după cum scrie cuvântul lui, tot în felul acesta spune Biblia că Domnul Iisus Hristos va veni și spune cuvântul acum îngerul noi care suntem în viață și care au murit vor fi